Iorgos Vardinoianis, 88 ani, ex-patron Panathinaikos, a fost o figură aparte în preajma marii echipe a Stelei 1986. Armatorul elen s-a apropiat de roșalbaștri grație prieteniei cu Valentin Ceaușescu și a avut un rol important în a-l convinge pe Anghel Iordănescu să evolueze în finala CC. Are acum un speech devastator la adresa lui Dănuț Lupu, ajuns în pușcărie la Atena în 1990, are 88 de ani, o voce aproape stinsă, în ale cărei inflexiuni se citesc bătrânețile unui nonagenar. Memoria nu lasă însă semne de alterare, iar engleza curge, firește, împănată cu tonalități elene, este Iorgos Vardinoianis, celebrul miliardar grec, fost patron al lui Panathinaikos în perioada 1979-2000. Armatorul s-a aflat multă vreme în preajma Stelei 86, inclusiv la Sevilla, cu ocazia marii finale a Cupei Campionilor Europeni, câștigată la penaltiuri în fața Barcelonei. S-a conexat la regimul de la București în anii 70, când a ajutat la salvarea unei nave românești eșuată în zona Atenei, după care a urmat afaceri cu guvernul comunist. O amiciție cu Valentin Ceaușescu și, mai departe, apropierea de roșalbaștri. Iar acum discuția pornește de la vestea tragică dispariție lui Helmut. Duc Adam, pentru care magnatul a avut o simpatie aparte. În plus, portarul care a parat 4 lovituri de la 11 metri i-a oferit fiului lui Vardinoianis tricoul pe care l-a purtat în seara magică de pe Sanchez Pizjuan. M-am simțit onorat să-l cunosc pe Duc Adam. I-am spus chiar înaintea finalei de la Sevilla că e șansa lor de a deveni eroi dacă vor câștiga. Și au reușit un meci istoric. Îmi pare atât de rău că am auzit acum această veste a dispariției lui Duc Adam. Am simțit o mare tristețe. Condoleanțe familiei. Vardinoianis a avut un neașteptat rol secret în finala de la Sevilla, fiind cel care l-a împins de la spate pe Anghel Iordănescu să ia în calcul revenirea pe gazon la meciul cu Barcelona. Puiu se retrăsese din 1984, când își încheiase contractul cu OFEI Creta, club aflat tot sub patronajul familiei Vardinoianis. Ideea s-a născut în momentul în care capitanul Tudorel Stoica a încasat un cartonaș galben la returul semifinalei cu Anderlecht și a devenit suspendat pentru confruntarea de pe Sanchez Pizjuan. I-am cerut lui Iordănescu să joace în acea finală. I-am transmis că spaniolii nu vor putea învinge dacă va reuși să aducă pe gazon energia și mintea lui. A făcut-o într-un mod extraordinar. A ținut de minge, i-a înfuriat pe spaniolii cu stilul său și a ajutat echipa să ducă meciul la acele lovituri de la 11 metri, la care Duc Adam a încoronat-o pe steaua drept campioana Europei. La sfârșitul meciului cu Anderlecht de la București, am mers la vestiare și chiar acolo i-am zis lui Iordănescu despre ideea mea. De mâine începi să te pregătești, vei juca în finală. Vreau să te văd pe gazon. Și am ținut permanent legătura cu el până la meci ca să-l încurajez să se antreneze și să ia în serios această soluție. Magnatul elen mărturisește că i-am ținut foarte mult la acea echipă a Stelei, alături de care am trăit emoții nemaipomenite. M-am bucurat că Iordănescu a preluat ideea mea, a jucat la Sevilla, unde a făcut o treabă grozavă. N-am mai discutat de foarte mulți ani. Îi transmit toată aprecierea mea. L-am cunoscut ca pe o persoană amabilă și agreabilă. Și a adăugat, să-i prețuiți pe acești jucători cât încă mai sunt în viață. Să aveți grijă de toți cei din acea echipă de aur, care încă mai sunt printre noi. Vă rog să-i prețuiți, pentru că au fost unici. Și îmbrățișați-i din partea mea. Și-mi exprim încă o dată regretul că Duc Adam, marele Duc Adam, s-a stins mult prea repede. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.